Doamne, ce searbă, vește, putred și satarnic, e rostul întregii lume în ochii mei. Unde am ajuns? De două luni doar mort. Un rege atât de bun, un Hiperion pe lângă acest satir. Tată! Ce e, fica mea? Tată, am încercat îngrozitor. Pentru Dumnezeu, de ce? Tată, stăteam la mine în cameră, înainte a prins-o Hamlet. Lucrurile înseamnă a fi un om ales din 10.000. Asta așa e, Alteță. Și dacă soarele într-un câine mor de naștere la viermi, atunci un zeu care sărută hoifuri. N-ai o fică? Ba, am, stăpâne, tocmai despre... O lăsa la soare! Fertilitatea e binecuvântată, dar nu în sensul în care s-ar vrea! Fertilizată fica dumitale! Să aibă ochii în lacrimi și chipul răvășit, ciopuri în glas și întreaga lui făptură întrupată în idee. Și asta pentru ce? Pentru Hecuba. Hecuba! Am să-i pun pe actor să joace un fel de uciderea tatii înaintea unchiului. Și am să-l privesc de aproape. Dacă tremură, nu mai voi ști exact pe care drum să apuc. Piesa e un laț în care pot pe rege să înhaț. Piesa e un laț în care pot pe rege să înhaț. Alteță! Alteță, la oferim să ne ascundem. Polaris! Să înduri în sinea ta săgețile și praștia destinului vrăjmaș, sau mai degrabă să te înarmezi în fața unei mări de zbucium și prin luptă să o răpui. Să mori. Să dormi nimic mai mult. Și adormind să spui că ai pus capăt durerii sufletești și miilor de spaime ale firii purtate noi din leagăn. Iată un final la care jinguim. Să mor. Să dormi. Să dormi și poate să visezi. Sunt oare vise în somnul greu al morții, când liber de povara cătușelor ar trebui să ne odihnim? Spun, Ofelia, vor mai fi căsătorii, Ofelia, toți cei care au apucat să se căsătorească, în afară de unul, să trăiască, ceilalți să rămână așa cum sunt. La mănăstire, anauzi! Și astăzi chiar nevasta fratelui, bărbatului din tâi.
Și când aș vrea să fie și mama, mama mea. Tu chem pe cei ce știu cum să-ți vorbească! Vreau să fiu eu Valentina ta. El s-a sculat și s-a încins și-n dat ea descuiat. Ia fata a intrat la el, dar fata n-a plecat. Ți-aș da și câteva violete, dar au îmbătrânit când a murit tata. Se spunea că a murit de moarte bună. Și n-are să mai fie, n-are să mai fie, n-are să mai fie. Vești, vești semnate Hamlet. Hamlet? Să ți le citesc, Laertes. Înalte și cinstite, trebuie să te anunț că am fost depus gol pușcă pe țărm în regatul tău. Cerșindu-vă mai întâi iertarea, vă voi povesti apoi circumstanțele neașteptate și prea ciudatei mele întoarceri, Hamlet. S-o fi întors sau e o farsă? Stăm pe mâine de 23 de ani. Și a cui a fost? Al unei alți mintit, al cui crezi? Apar nu. Această căpățână, domnule, și nu alta, domnule, a fost al lui Ioric, măscăriciul regelui. Ioric! 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 Era un om de un haz de pușcă pe fapte. Doar fapte.